Ce s-a întâmplat? Cineva a tras semnalul de alarmă. Așa, și? Se aud împușcături. Iată că vine și conductorul. El ne va lămuri imediat. Domnule conductor, primejdie, domnilor. Trenul este atacat de indienii mescaleros. De ce vă ia atâta frică? Sunt o mână de oameni. Iar noi de 10 ori mai numeroși decât ei. Așa o fi, domnule, cum spuneți. Dar eu vă jur că suntem pierduți. Priviți pe fereastră. În fruntea lor e războinicul, la cărui faima a străbătut ca un fulger continentul până la apele oceanului. Vine tu! Suntem în urmă cu peste 150 de ani în ținuturile vestice ale continentului nord-american. Într-o frumoasă seară de vară, un talentat inginer îl vizitează pe bătrânul armurier Henry. Intră! Bună seara, domnule Henry. Bună seara. Poftim, ia loc. Mulțumesc. Știi de ce te-am chemat? Căutam de mult să te întreb ceva. Și de ce nu m-ai întrebat? Pentru că n-am avut poftă, ai înțeles? Și când crezi că o să ai poftă? Poate azi. Întreabă-mă, răspund. Domnul, doar nu trebuie să-mi cer voie de la un greenhorn ca dumneata când vreau să-i vorbesc. Greenhorn? Da, exact cum ai auzit. Adică un om necopt, un neîndemânatec. Cred că știi că green înseamnă necopt, iar horn sunt antenele insectelor. Asta ești dumneata. Un om neumblat care trebuie să-și întindă cu mare fereală antenele dacă nu vrea să se facă de râs. Eu vreau să cred, domnule Henry, că vorba asta ți-a scăpat numai așa, fără nicio intenție. Ba, nici de cum. Ți-am spus-o cu tot din adinsul și pe șleau. Sunt convins că știi exact câtă depărtare e de la Nicovala mea până la fiecare stea și ce a scris regele Nabucodonosor pe cărămizi sau cât cântărește aerul dintr-o cameră. Dar de ținut în mâine o carabină, știi? Nu fi tocmai asta întrebarea pe care vrei să mi-o pui? Ba chiar asta era. Acum poftim de-mi răspunde. Pune-mi în mâini o armă bună și îți răspund, altfel nu. Nu mă faci să râd. Un greenhorn să știe să tragă cu pușca. Domnule Henry. Bine. Uite, acolo un cui, o pușcă veche. Ia-o, încarc-o și fă-te că tragi. E o armă pentru urși. Cea mai bună carabină pe care am avut-o vreodată. Poftim! Dar ce înseamnă asta? Văd că umbli cu pușca mea de parcă ar fi un bastonaj de plimbare. Și pe câte știu, e arma cea mai grea din câte cunosc. Ce se poate să ai, dumneata, atâta putere? Știi ceva? Mi se face o altă probă. Ce faci? Te ridic doar cu brațul drept. Tulnete și fulgere, dă-mi drumul! Dar ești cu mult mai voinic chiar decât era Bill al meu. Bill al meu? Nu mi-a pomenit niciodată despre el. Cine era Bill? Fiul meu. Dar să lăsăm asta. Îi semeni mult. Ai aproape aceiași ochi, același zâmbet. Poate că de aceea mi-ești atât de drag. Dar asta nu te privește. Păcat că n-ai făcut gimnastică. L-am făcut. Serios? Foarte serios. Box? Și lupte atletice. Călărie? Da. Scrimă? Am dat și lecții. Băiete, nu-mi turna gogoși. Încercăm? Mulțumesc! Mi-a fost de ajuns proba de adineaură. Și apoi mai am și de lucru. Te-ai ocupat cu matematicile? Da. Aritmetica, geometria... Firește, altfel cum ajungeam inginer. Dar de măsurători de teren, te-ai ocupat? Da, îmi plac chiar foarte mult. De câte ori n-am cutreierat câmpiile cu teodolitul. Și știi să măsori, temeinic. Temeinic? Dar de ce toate aceste întrebări, domnule Henry? Pentru că am un motiv, mă înțelegi? Nu-i nevoie să știi acum. Toate la vremea lor. Bine. Mâine, la ora 6, să fii aici. Da. O să mergem la câmpul de tir, unde îmi încerc de obicei armele. Da, de acord. Poftim.
Ia din ta carabină. Eu am să fac cu pușca asta ușoară. Acum o să vedem dacă tot ce mi-ai spus aseară sunt simple povești sau nu. Vom trage fiecare câte trei focuri de armă. Așa. Care dintre noi nimerește în cercul negru de mijlocul țintei, da, este învingător. De acord? Da, domnule. Atunci să începem. Uite, trag eu întâi. Un singur cartuș din trei a străpuns mijlocul țintei. Poftim, e rândul de mirare. Ce părere ai, domnule Harry? Da, după câte văd prin binoclu, ai nimerit punctul negru de mijlocul țintei de trei ori. Dar asta nu este deloc concludent. S-ar putea să fii nimerit din întâmplare. Din întâmplare? Da, ce te miri? Bine, am să caut să schimb părerea. Vezi ulcica aceea pe gardul care se află la 100 de pași de noi? Da, o văd. E bine, îndată n-ai să o mai vezi. Ce spui acum? Da. Și zici că știi să călărești? Nu vreau să mă laud, dar nu cred să se afle calul care să mă poată arunca din șa. Atunci vino. Mergem la Jim Corner. Are un armăsar roib care se va îngriji să-ți piară lăudăroșenie. De ce mă priviți atât de curioși? N-aș fi crezut una ca asta. Eram sigur că dintr-un salt te va da jos. Mai vino, te rog, pei să-mi domolești roibul bine, bine de... Dacă-mi dați voie, o să facă chiar plăcere, domnule Jim. Acest greenhorn e, cum să spun, un greenhorn de un soi neobișnuit. A lăsat calul pe jumătate mort, în loc să se lase aruncat cu capul în nisip. Desigur că acum vrei să te odihnești. Trebuie să fii frân de oboseală. Nu, și prin gând nu-mi trece, de altfel e abia ora 7 și mai am încă un ceas bun pentru o plimbare. Așa? Ai chef să faci o plimbare cu mine? Da, cu plăcere, domnule Harry. Hai. Harry își duse prietenul într-un birou unde se aflau trei ingineri geodezi care îl primiră pe bătrân foarte prietenos, iar pe Greenhorn cu o curiozitate pe care nu și-o puteau ascunde. Hărțile și planurile întinse pe mese dovedeau că cei trei se ocupau cu măsurarea suprafețelor de pământ. Henry părea că se interesează grozav de știința măsurării terenurilor, voia să știe de toate și prietenul său, atras în convorbire, descărcă un sac de știință privind chestiunile ce se discutau. Abia ieșiseră în stradă și Henry se opri locului, exclamând plin de bucurie. Omule, Greenhornule, știi? Știi ce bucurie mi-ai făcut? Sunt mândru, cu adevărat mândru de dumneata. Pentru ce? Pentru că ai întrecut chiar recomandațiile mele și așteptările acestor domni. Recomandații, așteptări? Nu te înțeleg. Nici nu e nevoie deocamdată. Ai să înțelegi însă cât de curând. Sâmbătă seară ești invitatul nostru, al meu și al soției mele. Printre musafiri o să fie și domnul White, precum și celebrul Westman, Sam Hawkins. White? Da. Inginerul șef al Societății Naționale de Geodezie? Întocmai. Și Sam Hawkins? Da. Și ce legătură este între ei și mine? Vei vedea, vei vedea. Pe sâmbătă seara, prietene. În casa familiei Henry, inginerul află de la domnul White că toate încercările la care fusese pus constituiseră, de fapt, un examen pe care îl susținuse, după părerea tuturor, în mod strălucit, și că era, de acum înainte, angajatul Societății Naționale de Geodezie. Mă bucur nespus de mult, dragul meu prieten, pentru noua dumitare funcție. Vei merge de-a lungul canadianului și apoi spre New Mexico. Bine, dar eu sunt complet nepregătit pentru un drum atât de lung și de greu. E adevărat. M-am gândit că îți trebuie un cal bun. Și am cumpărat roibul acela pe care l-ai dresat chiar dumneata. Da. Îți mulțumesc. Și arme îți trebuie. O să iei carabina mea. Mie tot, nu mai e mie de niciun folos.
După cum vezi, pentru echiparea completă și s-a purtat de grijă până în cele mai mici amănunte. Aș putea măcar să știu și eu ce voi avea de făcut. Da, desigur, dragul meu. Zona militară de măsurători va fi în regiunea izvoarelor lui Rio Peco, da, și a izvoarelor Canadianului Sudic. Pe acolo va trece o mare cale ferată spre ținuturile din vest. Cele trei iscusite călăuze, Hawkins, Stone și Parker, te vor însoți. Dumneata vei lucra în echipa inginerului Bancroft. Când vei ajunge la fața locului, vei primi instrucțiuni mai ample. Dragul meu, Harry, cum să-ți mulțumesc? Întorcându-te sănătos și povestindu-mi ce isprăve ai făcut pe acolo. Și acum, vino să te sărut și să-ți urez mult noroc, dragul meu. Trecuseră 3 luni de când proaspătul inginer se afla în plină activitate și totuși nu își isprăvise misiunea, deși celelalte echipe se și întorseseră acasă. De fapt, echipa lui avusese de explorat regiunea cea mai anevoioasă, expusă tot timpul atacurilor cheilor roșii din tribul apașilor, care își apărau cu drzenie și demnitate pământurile. Și iată că într-o bună zi de la începutul toamnei, șantierul este vizitat de inginerul șef White. Dumneata, ești va să-ți zică singurul care face aici toată munca, da, în vreme ce ceilalți strândăvesc. Domnule White. Să nu încerc să protesteze, am aflat totul. Unde sunt acum dumnealor? Ha, iată-i. Dorm lungiți la umbra copacilor cu butoiașul de rachiu alături. Să-i trezesc, domnule White. Nu, o să mă înțeleg cu dumneata și o să fie mai bine. Știu că dacă nu te-ai fi ostenit atâta, șeful dumitale, Bancroft, s-ar găsi cu lucrările tot în locul de unde a pornit. Nici de cum, domnule White. Nu știu cum ați ajuns la această părere greșită. Mergi cu lăudabila dumitale colegialitate prea departe, căutând să acoperi purtarea celorlalți. Au fost pe aici cercetași de-ai noștri și știm toată situația. Dar iată că se trezește în sfârșit inginerul Bancroft. Bună ziua, domnule White. Ascultă, Bancroft. Da? Trândăveala dumitale și a celorlalți întârzie lucrările. Așa. Care va să zic că ne-ai părât. Nu, Bancroft, dimpotrivă. Colegul dumneavoastră v-a luat apărarea și vă sfătuiesc să-i cereți scuze. Scuze! Când el are cutezanță să ne pune grească. Ascultă, Bancroft. Ai băut cam prea mult, rachiu, altfel ai căpătat de la mine ceea ce meriți. Rattler. Da, domnule. Rattler, prieten credincios. Rabzi ca acest individ să mă insulte? Las pe mine, șefule. El învăț eu minte dacă nu-și cunoaște lungul nasului. Uite, numai un pumn, îi dau jești. Nu! Auzi! Rattler! M-a lovit. Ce pumn are! Dar bine, omule, ești teribil! Ai dobărât cu un singur pumn pe acest uriaș impertinent, înalt de aproape 2 metri, de parcă ai fi boxat cu un copil. Pe cinstea mea, ar trebui să ți se zică Shatterhand. Adică sfărâmătorul, domnule. Shatterhand! Sam Hawkins e uimit! Un greenhorn trăsnește cu un singur pumn un om de mărimea și puterea unui stejar. Un greenhorn și-a câștigat în câteva clipe o poreclă grozavă. Old Shatterhand! Îmi place nespus Old Shatterhand. Vreți să mă conduceți puțin, dumneata și Sam Hawkins? Da, vă însoțim, domnule. Vă sfătuiesc să grăbiți lucrările. Indienii vor începe să forfătească prin aceste locuri după bizon și mustangi. Sam! Sam! Privește aceste urme! Să le scălecăm, prietene, și să le privim mai de-aproape. Inginerul White avea dreptate. E urma unui indian. Trebuie să fie o iscoadă de-a lor. Sam, ce-i? O săgeată. Chile mele. Și s-a înfipt în copacul de acolo. Nu pune mâna pe armă. Dar suntem atacați. Nu, e numai un avertisment. Indienii nu atacă mișelește. Să ne întoarcem imediat în tabără. Hai! Sem, asta și mai e. Dacă nu mă înșală urechile mele bătrâne, în câteva clipe va trece pe aici o turmă de bizon. Și nu vânăm și noi unul. Dar ce-ți închipui dumneata că bizonul e prepeliță? Iată-i, ascunde-te repede cu calul după tufișul acela. Ce vrei să faci? Vreau să-i atrag asupra mea ca să-l salvez viața. Sem, să nu faci la asta. Da, teamă, sunt un vânător încercat, nu ca dumneata. Sem, ajutor, 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 copiește ce mai stai. Sam,
Sam, trăiești? Nu ești rănit? Nu, deloc. Doar șoldul drept mă doare. M-am lovit când am căzut de pe cal. Sau poate e șoldul stâng. Nu mă pot dumiri bine, fiindcă mă dor amândouă. Ei, iată bizonul care era să mă trimită pe altă lume. Ești formidabil, Shatterhand. Adică vreau să spun că ești norocos. L-ai nimerit drept între ochi, probabil din greșeală. Am auzit împușcături. Hei, Hawkins, unde ce calul? Am condus pe domnul White și în drum am întâlnit o turmă de bizoni. Unde? Numai la 1000 de pași de aici. Câți au fost? 20. Și câți ați împușcat? Unul, dacă nu mă înșel. Atâta tot și ceilalți? Caută-i. Nu i-am întrebat exact unde vor pleca la plimbare. În zorii zilei următoare, tabăra geodezilor a fost mutată chiar în apropierea locului unde Shatterhand doborâse uriașul animal. Rattler dorea cu tot din adinsul să mănânce pulpă de bizon. De aceea, însoțit de câțiva din oamenii lui, plecă spre locul cu pricina. Iată însă că, la puțin timp, se întoarse furios în tabără. Hei tu! Ala de colo! Ce dorești, Rattler? Vei rămâne toată viața un greenhorn. Simt că vrei să faci din nou cunoștința pumnului meu. Dar e cu putință să te lauzi că ai omorât un bizon și că unul uriaș, a? Unde e bizonul? Unde să fie? Acolo unde l-am împușcat. Poate în vis. Hai, vino! Vino să te convingi că nu mai ai nici urmă de bizon. Se vede că a mai avut viață în el și a plecat în altă parte. Dar să fi fost târât, nu se poate? Așa? Și de cine, mă rog? De indien, de pildă. Aha. Ieri am descoperit urma unui picior de indian și la puține vreme o săgeată mi-a șuierat pe la urechi. Multe mai știe un greenhorn. Și indienii, de unde să fi picat? Poate că din ce? Eu unul nu am zărit nici măcar o urmă de indian. No. Bizonul mai avea viață în el și când s-a dezmeticit, s-a târât spre tufișul unde e firește, a murit. O să vedem îndată. Ia hai băieți! Pe cuvântul lui Sam Hawkins. Am o bănuială. Și dacă bănuiala mea e adevărată... Ce nume, Sam? Bizonul acela nu putea fi târât decât de un urs uriaș. Noi fi vorbind de ursul negru cu mustații de galbene? Baribalul? Nu de el vorbesc. Baribalul e un urs blajin și pașnic pe care l-ai putea învăța să calce rufe și să-mi plătească ciorapi. Ce? E vorba de Grizzly. Grizzly? Ursul sur al munților stâncoși. Dumneata care ai citit de toate, poate că ai citit și despre el. Bineînțeles. Ei, atunci fii bucuros că l-ai întâlnit numai prin cărți și nu în carne și oase. Când se ridică, e cu un metru și ceva mai înalt decât dumneata. E de neînvins. Crezi? Îl auziți? Micșuil. Vezi, prietene, iar iese la iveală marea dumitale ușurință. Vorbești despre năprasnicul Grizzly cu un dispreț de parcă ar fi vorba de un iepure ori de o vulpe. Nu, asta nu. Nici prin gând nu-mi trece să-l disprețuiesc. Dar de neînvins, cum spui dumneata, în orice caz nu e. Scrie și asta în carte? Da. Și afară de asta, orice vânător încercat ar fi ispitit să înfrunte grizzly-ul ca să pună deoparte niște șunci și niște labe despre care aud că aveau un gust excelent. Of, ești un om cu neputință de îndreptat. Și e păcat de un băiat ca dumneata. Mai bine să te ferești toată viața de prilejul de a face cunoștință cu aceste șunci și cu aceste labe. Deși trebuie să recunosc și eu că o trufanda mai presus de asta nu se mai află cât e pământul de mare. Întrece chiar cea mai fragedă pulpă de bizon. Deocamdată n-ai încă de ce să fii îngrijorat pentru mine. Doar nu să fii aflând și până în aceste locuri ursuri. Ce? Copaci! Copaci! Ce copaci! Nu se poate cătăra! Ce-i asta, Sam? Care-i el? Pe cine-i vorba? Bănuiala mea, Shatterhand, ursul Grizzly. Ajutor! Hei, Shatterhand, unde mergi? Chiar te va face bucățele. Greenhorn încăpățânat. Sam, nu are nici pușca la el. Repede să-l ajutăm. Hai,
mai pomenit. A ucis grizzly-ul cu cuțitul de vânătoare. Ești rănit, prietene? Nu. Nu uit. Poți să te dai jos din copac, Rătler. Grozavă primejdie. Bine că am scăpat apă. Nu prea văd primejdia pentru dumneata. Ți-ai pus pielea la depost bun? Acum poți pofti jos. Nu, încă nu. Cercetează întâi mai de aproape dacă grizzly-ul e mort de-a binelea. E mort. Asta nu pot să știu. N-ai idee câte vieți are în el un grizzly. Dacă vrei să te încredințezi, nu ai decât să cercetezi singur. Dumneata ești un Westman renumit, iar eu doar un biet greenhorn. Crezi că mi-e frică? Bine, uite, cobor. Așa. E, acum o să-l jupoi de piele și o să-i scot șuncile și labele. Oprește-te, Rattler. Eu? Da, tu. De ce? Ți-ar fi făcut mai mare cinste să-ți fi încercat cuțitul pe el când era încă viu. Acum e prea târziu. Nu-ți mai dau o stenară. Nu cumva vrei să mă împiedici să-mi tai o friptură. Bineînțeles. Cu ce drept? Eu am răpus ursul. Minciună! Nu cumva vrei să susții că un greenhorn ar putea ucide cu cuțitul un grizzly? Atunci cine l-a ucis? Eu! De cum l-am văzut, am și tras în el. De asta te-ai cocoțat în pumi? Gloanțele mele l-au nimerit. Ursul e al meu și fac cu el ce-mi place. Ai înțeles? Hai, băieți, să jupăim ursul. Imediat să te da la o parte, Rattler. Cum? Altfel te învăț eu să respecti cuvântul meu. Nici prin gând nu-mi trece. Iată, înfi cuțitul și... Au! Te-am prevenit. Asta e să-mi o plătești. Oh, de două ori m-ai lovit până acum. Te fac eu să nu mai mă pot atinge a treia oară. Încă un pas, Rattler, și ești un om pierdut. Jos cuțitul! La trei trag! Unu! Doi! Opriți-vă, domnilor! Ce înseamnă toate acestea? Ce te privește pe tine? Cine ești și de te amesteci în treburile noastre? Vă să zic că acesta e ursul după care am umblat noi atâta. Îl urmăreați dumneavoastră? Da. I-am găsit ieri urma și ne-am luat după ea. Peste deal și voi, dintre pietre și fățișuri. Și acum când am ajuns la fața locului, avem neplăcerea să vedem lucrul împăptuit. Nu sunteți singur? Nu. Sunt cu alți doi prieteni. Și cine sunt aceia? Vă voi spune după ce voi afla cine sunteți dumneavoastră. Suntem geodezi. Un șef de echipă, un inginer, 5 lucrători și 12 Westman, care să ne apere de eventualele atacuri. Da. În ceea ce privește acest din urmă lucru, pare a fi un bărbat care n-are nevoie de apărător. Numele meu este Clehich Petra. Și acum, după ce știu cine sunteți și ce faceți pe aici, pot să vă spun și eu cine sunt însoțitorii mei. Niciuluciuna! Vine tu! Aceștia sunt prietenii și însoțitorii mei. El e în Ciuciuna, marea căpetenie a mescalerilor și a tuturor celorlalte triburi apașe. Iar el e fiul său, vine tu, care a săvârșit mai multe fapte vitejești decât 10 indieni bătrâni la un loc. Numele lui va fi odată vestit pe toată întinderea savanelor și a munților stâncoși. Un indian atât de tânăr și-a făcut atâtea isprăvi? Poate tâlhării, jafuri și omoruri. Știu eu ce vă poate pielea. Când zici indian, zici hoț sau bandit. Rattler, cum îți permiți? Nu-l lua în seamă, domnule inginer. Așa cum facem noi. Mai bine să privim acest uriaș grizzly. Da, a murit de cuțit? Nu de glonte. Om vedea noi. Ce pricepe unul ca tine din vânătoarea de urși? Ești la fel cu greenhorn-ul ăsta. Cine a atacat ursul grizzly cu cuțitul? Eu, vine tu. De ce fratele meu alb n-a tras cu pușca în el? Pentru că nu aveam pușca la mine. Văd aici pe jos niște flinte. Nu sunt ale mele. Stăpânii lor le-au aruncat și s-au cățelat în pomi.
Când urmăream ursul, am auzit în depărtare niște țipete de groază. Unde a fost asta? Aici. Veverițele și maimuțele sunt făcute să se casere prin pomi când se apropie pe un vrășmaș. Bărbatul însă trebuie să fie curajos. Fratele meu Alb a avut acest curaj. De ce îi se zice oare Greenhorn? Pentru că mă aflu pentru prima oară și numai de scurtă vreme prin aceste locuri. E foarte ciudat. Un om care s-a încumetat să atace îngrozitorul Grizzly doar cu un cuțit e batjocorit ca Greenhorn. Aceea însă care se ascunde fiară prin pom și tremură de acolo de spaimă se numesc cu ifosei Westman grozavi. Indienii sunt mai drepți. La ei un viteaz nu e socotit niciodată un laș. Și un laș drept un viteaz. Fiul meu a vorbit ca un înțelept. Acest tânăr nu e un Greenhorn. Cine doboară un grizzly în felul acesta trebuie numit mare viteaz. Și când cineva mai cu seamă face aceasta pentru a salva pe alții, acela se poate aștepta de la ei la mulțumiri, nu la batjocură. Să vedem acum pentru ce fețele palide se găsesc prin aceste locuri. Văd aceste jaloane înfipte în pământ. Ce se pune aici la cale? Vreți cumva să măsurați ținutul acesta? Întocmai. Pentru ce? Ca să așternem un drum pentru calul de foc. Tu faci parte dintre oamenii aceștia? Da. Și ai măsurat și tu? Da. Ești plătit pentru asta? Da. Înțeleptule, Clehich Petra. Da, vine tu. Învățăturile tale sună foarte frumos. Dar iată că se întâmplă acum să nu se potrivească. Întâlnim un om cu inima vitează, cu fața deschisă și cu ochi cinstiți. Și când îl întreb ce face pe aici, iese la iveală că a venit să ne fure pământurile. Cine este șeful vostru? Eu sunt. Numele meu e Bancroft. Am ceva de vorbit cu tine. Vrei să fii oaspetele nostru? Nu, cu neputință. Cum pot fi eu oaspetele tău? Când tu te afli la mine, pe pământul meu, în pădurea mea, în valea mea, în prăiria mea. Bine, voi să ne așezăm cu toții. Sunteți oaspeții mei. Oaspeții tăi? Fratele meu Alb, vrea să-mi răspundă la câteva întrebări și să-mi spun adevărul. Are el o casă acolo în țara lui? Da. Și o grădină lângă casă? Da. Dacă vecinul lui s-ar apuca să-și taie un drum de trecere prin grădina asta, fratele meu l-ar răbda? Nu. Ținuturile de dincolo de munții stâncoși sunt acum ale voastre. Ce-ați spune dacă indienii ar veni într-o bună zi și s-ar apuca să construiască drumuri de fier? I-am izgoni. Fratele meu a vorbit adevărul. Iată însă că vin grădina mea. Vrei să așternă aici o cale lungă pe care să alerge calul tău de foc. Pe această cale vor veni apoi prieteni de-ai tăi, care ne vor lua și puținul ce ni s-a lăsat. Avem noi mai puțin drept decât voi. Vrei să construiești aici o cale? Ne-ai cerut nouă voie? Nu. N-am nevoie de așa ceva. De ce? Pământul ăsta e al vostru? Așa cred. L-ai cumpărat cumva? Nu. Ți l-am dăruit? Nu, mie nu. Și nici altuia. De ești om cinstit și ești trimis încoace să construiești drumul calului de foc. Dovedește că ai dreptul la aceasta. Dar nu poți să o faci. Vă interzic să rămâneți aici mai departe. Am zis. Încotro s-au dus. Să ne aducă, cred, cai. Aveți cai cu voi? Firește. I-am ascuns când am simțit că suntem aproape de urs. Pe un grizzly nu te-a dus să-l cauți călare în bârlogul lui. Domnul inginer... Iar ai băut, Rattler! Zdrajnic, Raghiu, vă rog să mă credeți. Ce dorești? Asta, mărunțel. Mi-a adus aminte de ursul grizzly. Să știți că eu l-am împușcat și la prânz o să avem la masă labe de urs și de seară pulpă. Nu e adevărat. Omul de colo l-a ucis, cu lovituri de cuțit. Ți-am spus să taci și să știi că nu glumesc. Stâmpără, Rattler! Am venit să luăm pe Clehich Petra. Frații mei albi se hotărască într-un fel. Dacă vor să rămână aici, or să plece. Am să trimit chiar azi o ștafetă la Santa Fe ca să întrebe ce avem de făcut.
Și după aceea îți voi putea răspunde. Nu aștept atât de mult. Frații mei albi să-mi spună numai decât ce au de gând să facă. Dacă indienii vorbea cu mine, le vom face pe plac. Vom pleca de aici. Uite, ține paharul ăsta cu apă de foc, Viretu. Hai, ține. Nu vrei să tragi o dușcă cu mine? Asta e o insultă. Atunci n-ați rachiu în obraza, furisitule. Așa. Bine am să țin minte că m-ai lovit. Pleacă. Pleacă imediat, Rattler. Mai întreb o dată. Pentru ultima oară. Părăsiți astăzi valea aceasta? N-avem voie. Atunci între noi nu va mai fi pace. Călați-vă, furisitilor! Plecați odată! Iar tu, Vinetu, va trebui să-mi plătești chiar acum pumnul pe care mi l-ai dat în obraz. Rattler! Nu! Păstește-te, Vinetu! Vinetu, ferește-te! Ce-ai făcut, mizerabilule? Bietul Clehi. A vrut să-l apere cu pieptul lui pe Vinetu. Crezi că l-am pușcat mortal? Sunt aproape sigur. Vinetu. Vinetu. Dragul meu, Vinetu. Clehi, Petra. Domnule inginer, ești om bun și viteaz și drept ca și Vinetu. Rămâi cu el. Fiți frați adevărați. Fii liniștit, Clehi, Petra. Vom fi frați. Ți-o făgăduiesc. Uciderea lui Clehi Petra de către Rattler turbură întreaga expediție geodezică. Bancroft îi reținuse ca prizonier pe Inciuciona și Vinetu, deoarece se puteau aștepta de la o zi la alta să fie atacați de indienii mescaleros. Inginerul șef White trimisese o companie de ostași pentru a apăra expediția și Bancroft se hotărâ să profite de această împrejurare și să grăbească lucrările. A doua zi după cele întâmplate, spre seară, Sam Hawkins și Old Shatterhand stăteau de vorbă în fața cortului lor. Asta seară nu prea ești în apele dumitale. Întocmai. Care-i pricina? Spune-mi sincer, Sam. Ți-a plăcut Vinetu? Tot atât de mult cât și dumitale. Mi-e teamă că Rattler îl va omorâ. Tot ce se poate. Am jurat lui Clehi Petra să fiu fratele lui Vinetu. Și mă voi ține de cuvânt. Inciuciuna avea dreptate. Acestea sunt pământurile lor și noi nu avem dreptul să le ocupăm și nici să-i ucidem pe indieni ca pe niște fiare sălbatice. Așa este cum spui. Totuși, încrede-te în istețimea bătrânului dumitale, prieten. Îi vom salva pe Inciuciuna și Vinetu, chiar dacă riscăm să fim noi mai târziu prizonierilor. Și cum vom face? Mai întâi de toate, trebuie să hotărâm cine va elibera la noapte pe cele două căpetenii mescaleros. Nu e nevoie să mai hotărâm. De ce? Pentru că acela voi fi eu. Mai domol, vrei să-ți pui viața în primejdie? Ești un băiat inimos, negreșit. Dar mai avem de-a face și cu un alt pericol. Care nume? Reușita e legată de persoanele care or să o ducă la îndeplinire. De aceea planul meu va fi înfăptuit de mine și de Stone. Nu se poate, de mine, înțelegi, de mine. Dar înțelege, omule, eu cu Stone vom furișa până la copaci unde sunt legați acum Inciuciuna și Vinetu. Ori dumneata nu te pricepi la așa ceva. Sentinelele te vor prinde numai decât. Vreau să-ți dovedesc că se poate duce la bun sfârșit și un lucru în care nu te pricepi prea mult. Trebuie să ai numai inimă. Și îndemânare, îndemânare, și asta nu o ai. Rămâne de dovedit. Și cât mai curând. La noapte mă voi furișa să văd pozițiile sentinelelor. Și dacă te descoperă? Voi avea un pretext. Am vrut să mă încredințez dacă pasnicii își fac datoria. Bine, asta merge. Dar la ce bun proba asta? Ca să câștig încrederea dumitale, Sam. Cred că dacă voi trece examenul cu bine, nu o să te mai împotrivești. Bine, fie. Așadar, acum odihnește-te. La noapte vom avea de lucru. Te-ai întors. Știi că ne-a cam bătut inima pentru dumneata? Ai idee cât ai lipsit? Cât? Aproape două ceasuri. Așa-i, o jumătate de ceas dusul, o jumătate de ceas întorsul și unul între cât am stat acolo. Dar ce ți-a trebuit atâta vreme? Ca să mă încredințez dacă sentinelele dorm. Ați auzit?
Dick, Will, ca să se dumirească dacă sentinelele sunt treze sau dorm, s-au holbat la ei un ceas încheiat. Hotărât este și rămâne un greenhorn fără leac. Se prea poate, dar încercarea mea a izbutit. Sentinelele nu dormeau și totuși am reușit să mă strecor până la copaci de care sunt legați cei doi prizonieri. Așadar, poți avea încredere în mine și să mă iei cu dumneata când va fi să-i liberăm. Crezi că vine tu și Inciciuna pot fi liberi aruncându-mai privirea asupra lor timp de un ceas? Nici n-am spus asta. Să le tai frânghiile în fața pazii a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbuti. Așa, atunci privește aici. Ce e asta? O șuviță de păr neagră ca abanosul, tăiată din părul lui Vinetu. Dar ce e asta? Ce s-a întâmplat? E adevărat sau mă înșel numai? Dic, ui, ia vedeți. Da. Vinetu și Incinciuna mai sunt acolo? Prizonierii au dispărut! Ce? Ești nemaipomenit, old Shatterhand! Nemaipomenit! Înainte de a elibera, am tăiat o șuviță din părul lui Vinetu. De ce? De ce ai făcut asta? Nu știu, poate ne va prinde bine cândva. Asem, să mergem și noi acolo numai decât. Altfel vom fi imediat bănuiți. Ai dreptate, Will, hai! Trecuseră 3 zile de la această întâmplare. Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați. Din echipa geodezilor lipseau totuși 5 oameni. Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will, hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest, în timp ce Rattler dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inciuciuna și Vinetu, de teama de a nu fi prins de către aceștia. E bună apa, domnule. Rattler. În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu? Într-adevăr. Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemația aceea de indien să evadeze. Vom lichida repede socotirele. Ia înainte. Ascultă-mă. Dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clehich Petra. Spune prietenilor dumitale pe care îi zăresc să arunce armele. Sam, Will, Dick, aruncați armele. Ce e? Ce s-a întâmplat? Rattler. Hai, moșurică, aruncă mai repede carabina din mână. Așa. Carul domnului inginer va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit și atât am mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand, pregătește-te să faci o vizită lui Clehich Petra împreună cu bunii tăi prieteni. Rattler, ai nebunit? Doar nu o să o faci asta? Mâna! Ce? Mâna mea dreaptă mi-a stropit-o. Cine? Eu, Rattler. Vine tu? Mile sus. Vine tu. Și tu, Rattler. Vine tu. Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare. Sunteți înconjurați de 100 de indieni mescaleros. Câine blestemat! Asta e pentru tine, vine tu! Au! M-ai împușcat. Vine tu? Tu ai tras cel din tâi, Rattler. S-a făcut dreptate. Acum vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prindă pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți, am zis. Old Shatterhand, noi suntem prietenii voștri. Sam Hawkins vrea să-i apere pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unui căpetene a indienilor mescaleros. Și mai ales asupra lui Vinetu. Nu. Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta? Nu eu voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Îți amintești, Vinetu, că în noaptea când ați fost prinși și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine? Știi tu, Vinetu, cine a fost acel om? Numai un frate de-al meu care mă iubește și care are mare curaj, a putut să facă acest lucru. Așa e, Vinetu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a eliberat. Acela este un indian. Acela este Old Shatterhand. De unde știi tu asta, Sam Hawkins? Pentru că o șuviță din părul tău, Vinetu, se află la fratele tău, Old Shatterhand. E adevărat? Old Shatterhand. Iată șuvița pe care am tăiat-o din părul tău. Noaptea când te-am eliberat. O recunoști? Șufița asta de păr e a mea. Old Shatterhand.
Un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna fratele lui Vinetu. Îți mulțumesc, Vinetu. Din păcate, drumurile noastre se despart. Fratele meu alb trebuie să se întoarcă acasă. Acasă. Eu nu mi-am casă, Vinetu. Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoarea de bizon și mustanci, Vinetu va fi însoțit de fratele său și de prietenii acestuia. Iar când iarna va așterne covorul ei alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo e casa lui Vinetu și a ta. Să mergem, frate. Sam! Sam! Will! Dick! Ați auzit? Da, domnule! Să mergem, prieteni! Să mergem, Vinetu!